salut, mersi că ne-ai primit. Ce mai faci, cu ce te mai ocupi? Salutare, bine v-am găsit. Ce să fac, momentan în Brașov cu activitățile mele, tot în fotbal am rămas. Sunt într-un proiect la Liga 4 la CSM Secele, antrenor principal și mă mai bag să mai și joc când mai este nevoie. Am și o grupă de copii, antrez și o grupă de copii de 10 anișori la Steagul Roșu Brașov și mai am și un proiect de individualizare de fotbal împreună cu un coleg de-al meu, unde încercăm să le oferim copiilor anumite tehnici de dezvoltare, ceea ce am căpătat și noi la lundul nostru, cu experiența noastră, să le oferim și lor. Cum e meseria asta de antrenor vis-a-vis de cea de fotbalist? Ce e diferit? Da, este total diferit. Când eram încă jucător, gândeam într-un fel, eram un pic mai... Credeam că toate deciziile antrenorilor erau personale, adică... Dar acum mi-am dat seama cu adevărat că este cu totul altceva. Un antrenor trebuie să gestioneze un vestiar, să zic așa, unde sunt 23-24 de caractere diferite. Trebuie să știi cum să gestionezi anumite situații, probleme. Nu este chiar așa de ușor. Cu licențele cum stai? În prezent am licența B. Aștept să se facă și cursul pentru licența A, dar în ultimii 2 ani încă la noi în țară, la FRF-ul nu a organizat școala de antrenori. M-a bătut așa un gând să încep și eu pe Moldova, ținând cont că mai mulți colegi, foști colegi de-ai mei s-au dus pe partea asta Moldova, dar am zis să mai aștept un pic, deoarece am făcut B-ul cu domnul Burkel și am zis să așteptăm un pic să vedem ce decizie ia. Cu timpul ai vrea să antrenezi, nu știu, la Liga 1 și așa mai departe, sau care să vrei să lucrezi cu copiii? Care sunt? Clar, vreau să-mi iau și licența A și pas cu pas, după aceea și pro. Vreau să antrenez la Liga 1, vreau să antrenez cât mai sus. Așa cum mi-am dorit și ca și jucător să joc cât mai sus, la cel mai înalt nivel, așa îmi doresc și ca antrenor. Cât de des joci acum, practic, la echipa respectivă? La Secele, păi, să zicem așa, o dată la 2-3 meciuri sau chiar depinde de adversari. Dacă scorul ne ajută, nu mai intru. Dacă scorul e mai echilibrat, mă mai și bag. Îți pare rău că n-ai apucat să debutezi pentru echipa mare a Rapidului? Dacă m-ai întrebat de regret, ce aș regreta din fotbal, ăsta ar fi singurul meu regret. Singurul meu regret ar fi că n-am debutat pentru Rapid. Am, într-adevăr, am avut ocazia și șansa să joc la echipe foarte, orașe foarte frumoase, pot să spun, echipe cu suporte și cu atmosferă, galerii frumoase, dar ăsta ar fi singurul meu regret, că n-am jucat pentru Rapid, nici măcar un meci. Brașov e a doua mea casă. Am avut onoarea și șansa să lucrez și cu antrenori buni, dar să zic așa, în top, Răzvan Lucescu, unde am avut colegi generația cel Rapidului din sferturile de la Europa League sau cum era, Cupa UEFA, care au venit aici la Brașov, toți super caractere. Cum era Răzvan Lucescu ca antrenor la început de carieră, de fapt? La început de carieră, Răzvan Lucescu era un antrenor care ți impunea respectul doar când se făcea așa, îl vedeai direct, nu știu dacă l-am văzut vreodată să vină la antrenamente îmbrăcat în training, să zic așa, sau tot timpul venea elegant îmbrăcat, deci ținea foarte mult la imaginea lui și se vede și în ziua de astăzi că are rezultate și ne-a învățat foarte multe, foarte, foarte multe lucruri. Pe noi ne-a luat așa, să zic așa, pe noi cei mai tineri de la zero. Noi, de fapt, nu știam absolut nimic. Țin minte și acum un antrenament, mijlocașii, cei patru mijlocași, mișcările, lucra foarte mult tactic, îi plăcea să lucreze tactic. Țin minte că la un antrenament, cred că a luat o sfoară sau ceva și ne-a legat pe toți patru mijlocași și mișcările se făceau unul în funcție de celălalt. Vă dați seama, el era un antrenor preocupat și să vede și rezultatele, deci să informa tot timpul
citea cărți, vedea CD-uri, meciuri de pe vremea aceea unde nu era internetul de astăzi, unde ai acces acum cu orice, ai acces oriunde. Era foarte greu pe vremea aceea și, și procura și se, era foarte, foarte dedicat. Era exigent? Foarte exigent, da. Cum se manifesta exigența? Păi, nu știu, era... Îți dai seama că erau situații în care noi, la un moment dat, am început să știm când e de muncă, e de muncă, când e de mai lă, de un pic așa mai moale, era și el, știa să se adapteze și el. Vedea în funcție de noi și de stările noastre care eram. Când vedea că suntem obosiți, ne lăsa un pic mai moale, dar când era de muncă, nu mai vedeai, toți jucătorii cred că dădeau 100%, nu era unul care să păcălească un antrenament, să zic așa, între ghilimele. Ai un meci de referință la Brașov, începe la amintire care te... Păi toată lumea știe, rămâne acel 0-3 din Ghencea, unde am dat primul gol, unde nu s-a aștepta nimeni să batem, eram așa gata, pradă vie. Și am avut o evoluție destul de bună și ăla rămâne, nu numai pentru mine, pentru mai mulți, cred că rămâne în istorie. Relația ta cu Ion Nicolae care era? Nu am avut o relație cu domnul Nicolae, doar venea, vorbea, dar să vorbesc între patru ochi sau n-am avut niciodată o discuție cu domnul Nicolae. Doar, el vorbea doar prin, cu președinții, prin președinți sau venea la, la teren, ne transmitea un mesaj tuturor, dar eu personal unul n-am avut. Deci nu ați simțit o presiune din partea patronului? Nu. Nu, cel puțin nu a simțit nicio presiune din partea domnului Nicolae. Cu toate că pot să spun eu că fotbalul Brașovan a fost și echipa a fost chiar atunci când era domnul Nicolae. Multă lume acum poate zice că el a distrus fotbalul, dar părerea mea este că nu a distrus fotbalul brașovean. Eu zic că chiar a făcut, nu știu, multe, nu știu ce a făcut, cum a făcut, dar echipa a avut suport financiar și a avut datorită domnului Nicolae. El contribuia cu bani. E de oferta de la Steaua. Deci în perioada aceea, în iarnă, a venit domnul Marius Șumudic, a venit antrenor la FC Brașov, ultimele 6 etape, și până să vină să se încheie turul și a fost discuțiile Kipciu să plece la Steaua și la pachet cu Kipciu a fost așa, doar câteva discuții. Domnul Stoica s-a gândit, s-a vorbit prin cineva și de mine. Eu cu Kipciu, poate că eram și tineri și eram cei mai cotați, bine cotați, să zicem așa, la vremea aceea și a fost așa, am auzit și o discuție, că domnul Meme Stoica ar fi interesat așa un pic de mine. Nu, direct n-am avut nicio discuție. Impresarul meu, Lucian Marinescu, mi-a spus doar că sunt două echipe. Era vorba de Ucluj, unde am ales, și mai era o variantă cu Vasluiu, dacă mergea domnul Dinu Gheorghe președinte în acea perioadă. Te-ai fi dus la Steaua? Da. Deci nu ai fi avut reținere de... Nu, pentru că sunt un jucător profesionist și respect tare mult, respect meseria. Și cel mai important este, indiferent de echipă în care ești, să dai totul și să fii trup și suflet, chiar dacă poate tu de mic ai alte afinități cu anumite echipe. Crezi că l-ai fi putut suporta pe Becali, ca să zic așa? Nu știu ce să zic. N-am avut ocazia să lucrez cu domnul Becali și... Știm, cum făcea fotbaliștii după meciuri și așa mai departe, ar fi afectat genul ăsta de atitudine, de exemplu, de la un patron? Poate, vă dați seama, nu cred că pică bine nimănui să audă critici din partea patronului după un meci sau altul. La Ucluj nu ai stat... Ai vreo amintire a lui de foarte mult timp? Da, la Ucluj am și acolo, am amintire derbiul cu CFR, în care Bornescu s-a luat la ceartă, la bătaie cu Cadu, s-a întrerupt meciul, s-a rejucat după două săptămâni și la acel meci, ții minte și acum, mai erau era penultima etapă. Noi, dacă se bătea la titlu Vasluiu, FCSB-ul și cu CFR-ul, noi dacă încurcam pe CFR,
FCSB-ul mai avea jucat cu ei și putea să iasă campion, ții minte. Și la acel meci chiar am avut 2-0, am dat, eu am dat cele două goluri, dar la final ne-au întors ei ultimele minute. Fără să știi, crezi că ai jucat vreodată pentru meci suspect de vreodată? Este posibil, nu bag mâna în foc, toată lumea vorbește, mai ales după meciul acela de la CFR Cluj cu Cluj, cu CFR-ul, am avut 2-0, am avut meciul mână, să zic așa, toată lumea vorbește, bacă prințul Cristi a luat roșu intenționat, bacă Bornescu a lăsat mingea în poartă, auzeam la urechile mele fel de zvonuri. Ai simțit ceva la între colegi? Nu, n-am simțit nimica. Adi Crista, dacă mă țineți minte faza, că eu am filmulețele și mai mă tot uit așa la ele, el tot timpul când proteja mingea ridica brațele. E stilul lui. El și la antrenamente făcea așa și la Chiaj n-a venit cu aceeași, că la Petrolul, el așa era el tot timpul. El nu a luat, nu cred că el a luat poate din greșeală, dar nu să facă intenționat să pună brațul în gură, să dea cu cotul, nu cred că a fost. Și la Bornescu a fost un șut pe mijlocul porții, să știe bine că Gabi Mureșan avea un șut foarte puternic. Nu, lumea vorbește, eu zic că lumea vorbește mult, este posibil să se făcut anumite lucruri, dar eu nu cunosc și... Ai dat două goluri în meciul ăla. În meciul ăla am dat două goluri, în meciul ăla, vă dați seama, era... Nu mă așteptam să... Măcar și la egal, pentru noi era bine. Că aveam și noi o primă din alte părți, să zic așa. De la București, era o primă mai... De la FCSB. A ajuns la Petrol într-o perioadă în care Petrol a început să aibă din nou un cuvânt greu de spus în fotbal românesc. Ai stat un sezon acolo și ai cucerit și primul trofeu din carieră, tot în sezonul ăla. Da, a fost și plecarea la Petrol, a fost cu probleme, să zic așa. A fost mutarea domnului Walter cu 14 jucători. După aceea au venit acele, nu știu, să zic așa, sesizări ale suporterilor. La Cluj, la DNA, ne-a chemat la Cluj, pe noi jucătorii care am fost acolo. A fost așa, dar atmosferă frumoasă și la Petrolul. Dar cum ați plecat atunci? Cum v-ați fost instintați că, bă, mergem de la Cluj la Petrol? Domnul Walter luase decizia să se mute la Ploiești și Mario Nicolae, care era directorul sportiv atunci, a vorbit cu fiecare jucător în parte. A fost așa, domnul Walter se va duce la Petrolul, nu va mai continua să finanțeze la Cluj, voi puteți să alegeți, ori dacă vreți să veniți, contractul va merge în continuare, fiecare cât mai avea contract, un an, 2-3 ani la Petrolul, sau dacă vreți să rămâneți la Cluj, e alegerea voastră. A fost... Nu ați simțit că v-a fost forțată mult. Nu a fost nicio presiune, chiar și la cei de la DNA, când ne-au chemat, aceleași întrebări, ne s-au spus că v-au forțat, v-au obligat. Nu a fost nicio... Pentru mine, personal, soția era în Brașov, am zis că Petrolul la Ploiești, mult mai ca și timp, distanța de Brașov e mai aproape și... Păi și atunci locuia aici? Locuia la Brașov? Nu. Locuiam la... Dar... Făcând o comparație Cluj-Brașov față de Ploiești-Brașov, era mai aproape distanța și puteam să vin mai des acasă. Deci soția n-a venit după tine? Nu, a avut un moment în care la Cluj a vrut să vină. Ea lucrează în MEAI și vă dați seama, acolo trebuie, nu poți să pleci așa. E greu să pleci, să te muți, ne mutăm noi fotbaliștii de la 6 luni sau la un an. Dacă și-a făcut cerere să se mută la Cluj, dar așa a fost să fie, nu a fost aprobată. Cum era grupul în perioada aia la Astra? Grupul Astra? Și acolo, un grup foarte, foarte frumos. Budescu întreținea atmosfera și chiar... Direct cu Budescu, specială? Sau un moment amuzant, vreo anecdotă? Multe. Cu Budi, multe momente au fost geniale cu el. Ți-mi minte, venea
a intrat domnul Nicolae în vestiar după o mesă să ne felicite și băiatul era micuț, băiatul domnul Nicolae se ducea la Budescu. Și Budi l-a luat la ureche, du-te zi să ne dea 3.000 prime, 4 și se ducea, tati, ce ți-a zis? Dă-mi mai atâta. Bun, venea domnul Nicolae, bine, noi eram București de la început, când ai zis la gata, le dădea primă. Nu, Budescu știa foarte bine și el se vede un super băiat și el, se vede și că și acum. Crezi că putea mai mult Budescu în carieră cu alt fel de, nu știu, disciplină sau ce i-a lipsit să ajungă un jucător tot important pentru Naționale, de exemplu? El a jucat, a avut și evoluții bune. E clar că putea mai mult. Putea mai mult. Dă putut mai mult la toată lumea, să zice că e loc de mai bine, dar Budescu, eu, așa e felul lui să fie. Ții minte și acum că la un moment dat a slăbit foarte mult, dar în schimb nu a mai avut evoluțiile. El a dat, nu mai era el, Budescu, care avea execuțiile și jocurile lui bune. Și el a și zis că nu, eu așa mă simt bine, așa joc, un jucător care era foarte, foarte relaxat, el intra. Noi poate majoritatea intram conectați, presiune, el era așa de conectat și chestia asta poate îl făcea să aibă reușite în timpul meciului. Noi nu avea stres. Dar Ali Bek, e discuția așa. Și Ali Bek, da, și Denis avea. Denis avea, la început era și el mai recalcitrant, așa și acum cred că mai este. Mai avea, se mai enerva. Pe moment avea răbunirele astea care, și cum le are și acum câteodată așa, dar după ce terminam, intram în vestiar, era parcă se schimba, parcă era alt băiat. Dar răbunirele veneau la adresa antrenorului de obicei sau? Nu, ce nu-i convenea lui, ba că e mingea rotundă, ba că e iarba udă, ba ce îi se punea lui, pata, avea momentele astea ale lui. Bine, majoritatea le avem așa câteodată, să zic, dar el avea așa, cât o stare așa de nervi. Nu știu, acumulată, dar când se termina, era zice că e alt Ali Bek în vestiar. Și crezi că atitudinea asta e influența cariera? În sensul că și acolo e limpede că se putea mai mult? Se poate spune și acest lucru. Dar și el este un băiat profesionist și unde a fost, a încercat să-și facă treaba în modul cel mai profesionist. Faptul că are el stilul acela mai extravagant cu haine, îl vede, îl percepe lumea că nu e serios, dar nu, el în timpul antrenamentelor este foarte serios și dă și el 100% la antrenament și eu cred că dacă nu era așa, nu ajungea la echipe și să joace și la nivelul ăsta și mai ales Naționala României. Ultima dată, sfera aia, sunt la Dinamo. Povestește-ne puțin de pe la Dinamo. Da, la Dinamo am ajuns datorită domnului Teja. Eu am colaborat la Petrolul cu domnul Teja și el a preluat Dinamo în iarna aceea. Eram la Astra și domnul Protasov nu era în planurile dumnealui. Mai aveam 6 luni de contract cu Astra. Și domnul Protasov a spus că pe mine și pe Dani Coman nu se bazează. Și am fost în cantonament în Turcia. Nu. Nu a dat niciun motiv. Și când erau meciuri, n-au vrut să ne ia în cantonament, dar noi aveam stipulat în contract clauză că trebuie să facem pregătirea cu echipa mare. Ne-a luat să fim la număr. Când erau meciurile, noi stăteam în tribună, nici măcar la rezerve nu jucam sau... Și ne-am întors în țară, eu cu Dani mai repede și Dani s-a propus micșorarea de salariu și să continue. Dani a acceptat, dar eu aveam oferta aceasta de la Dinamo. Și Steaua, Dinamo, Rapid sunt echipe care nu se refuză. Odată în viață poate ai ofertă de la ele, te întâlnești cu această oportunitate. Și am acceptat pe loc. Nu am mai gândit la contractul pe care îl mai aveam în derulare cu Astra. După aceea, mai mulți prieteni mi-au spus că a venit la Astra Șumudic la final și poate era mai bine, dar nu era mai bine, Dinamo nu se refuză la momentul acela. Cum ai fost pe la Dinamo? A fost perioada în care am venit, cred că 12-13 jucători, a fost o perioadă în care s-au fost schimbări mai multe. Mai aveam și colegi care am mai jucat, cu Bărboianul, mai aveam coleg acolo, Traian Mar, care l-aveam de la FC Brașov, deci nu eram așa nou, că să nu cunosc pe nimeni. Dinamo, cred că cum ce-a semnat în ultimii ani,
din punctul meu de vedere, așa, pentru jucători e o presiune, o presiune în care, nu știu, trebuie presiune, veneam, simțeam așa, ca o presiune în toate părțile. La Dinamo a fost Mihai Teja antrenor, a venit Flaviu Stoican și l-am prins la final, iar punea Mircea, a doua oară punea Mircea și Renic. Dar în toate, nu știu, antrenori foarte buni, lucram foarte bine, dar cu toate n-aveam rezultate, așa, jucătorii parcă erau așa, crispați, nu știu. Și din partea suporterilor, dar mai mult cred că venea din interior, din partea de la birouri, pot să zic așa, erau de acolo. Stelianu Filip povestea la un moment dat că a fost abordat într-un mall să ia un galben sau așa, te-a abordat vreodată cineva să te lutești, unde ți-a făcut cineva la urechile tale? Nu m-a abordat, dar a fost așa niște discuții la o masă între mai mulți, eram eu cu doi prieteni și niște cunoscuți, prieteni de-ai lor, și vorbeau ei între ei, dar cred că era o aluzie, că nu găsim și noi, că la cartonașe galben, era nebunia asta cu cartonașele galben, roșii de fapt, nu era galbene, roșii, scuze, deci nu galben, era roșii, nu găsim pe cineva să ia un cartonaș roșu și să ia, erau așa discuții între ei, dar să-mi spună mie concret, pentru că... Știam, le vorbea ca să le aud, exact, a fost puse să le aud. Și bineînțeles le-am spus așa, bă, băi, dar nu astea cu cartonașe roșii, adică vine cineva de pe stradă la tine, care tu nu-l cunoști pe ăla, nu-l faci, ia cartonaș roșu, eu zic că nu știu dacă cineva din Liga 1 care vrea doar să-și pună capăt cariere și să plece, să renunțe de tot, să se ducă să se ascundă undeva, să facă ceva de genul. Dar în primul rând nu ai siguranța aia, dacă l-ai să face rău în dimineața meciului și nu joacă, dacă nu-l baga antrenorul, dacă sunt anumite aspecte, voi ce siguranță aveți voi că... Da bine, ei vorbeau așa, de, să punem și noi câteva... Ai colegi care au jucat la pariuri, de exemplu? Sunt! Să joacă la pariuri. Tu jucai la pariuri? Bă, înainte jucam și eu, dar... Nu pe meciurile tale, mă. Nu pe meciurile mele, nu, să jucam. Dar pe meciuri de, din, nu, din, din Italia, din Spania, din țările astea. Ții minte că pariurile a fost să joacă și acum la pariuri și să juca tot timpul, când erau revistele acelea cu cote, cu de toate. Te pricepeai la asta? Ziceau? Nu, mă pricepeam și de-aia n-am avut. De-aia nu sunt fan al să joc. Ai